scumpa noastră nașă, în ziua aceasta noi avem o surpriză pentru dumneavoastră. În ziua aceasta frumoasă vom fi alături de tine să sărbătorim ziua de Paști și ziua de naștere. Noi venim la tine. Cine-a cununat din suflet cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Cine-i prea frumoasă doamnă și de azi a doua mamă, nașa, nașa. Cine-a cununat din suflet cu fața plină de zâmbet, nașul, nașul. Cine-i prea frumoasă doamnă și de azi a doua mamă, nașa, nașa. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă. Cea mai importantă zi de astăzi este învierea. Este trezirea la viața, la tot ce este frumos. Este începutul la tot ce este frumos și poate nu este nevoie anume, de un motiv anume, ca să venim noi la casa asta frumoasă. Pentru că femeile astea minunate merită să fie surprinse în fiecare zi. Așa că din toată inima primește cele mai calde și sincere felicitări cu această zi minunată. Mulțumim, scumpa Natalia, dar știi tu oare cine ne-a trimis să-ți facem această surpriză? Păreri sunt multe. Am și soț, am și nășic, și fiini, și mai mulți, dar... Nu știu, nu știu. Soțul îngrei dimineață, nășca îngrei nu știu mult. Dar poate nu fie sau poate... Nu contează cu cine ați vorbit. Pot fi chiar și alături de dumneavoastră cei care vă iubesc, dar pot fi într-adevăr undeva departe. Nu știu. De asta și corect ați spus, pentru că această felicitare vine de la mai mulți oameni. Toți s-au unit într-un gând și într-un suflet pentru a felicita femeia asta frumoasă și minunată. Dar, cum ați spus, că astăzi nu aveți zi de naștere, dar ați avut-o foarte, foarte curând. Da. Și cu această sărbătoare la fel, am adunat toate sărbătorile în una, pentru că astăzi este una așa frumoasă și minunată, le-am adunat pe toate împreună și aveți câteva daruri. Acest dar are un mesaj și o să-l vedeți voi de la cine vine. Pentru cea mai scumpă nașă, de la tine. Exact. Mulțumesc frumos! Această surpriză dulce vine din partea finilor. Acest coșuleț cu multe, multe vitamine vine din partea nașilor. Mulțumesc frumos! Frumoasă surpriză! Voiam să eliberăm mâinile la această femeie frumoasă pentru a-i mai da câteva daruri. O sticlă de șampanie. Mulțumim. Și un buchețel de flori și în fiecare floare câte o dulce îmbrățișare și sărutare de la oamenii ăștia frumoși. Mulțumesc frumos! Și știm că foarte, foarte curând, în luna mai, este omageată și această prințesă. Corect, Evelina? Iar acest buchețel de flori este pentru tine, pui de om frumos! La mulți ani, pentru ziua care urmează! Și aici pentru tine sunt scrise câteva rândurile. Hristos a înviat! Vă dorim să aveți un Paște luminos și plin de credință, pace, iubire și speranță. Fie ca bucuria învierii Domnului să vă aducă în suflet liniște, pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi sufletului tău. Pe această ocazie ținem să transmitem câteva urări de bine și pentru ziua de naștere și să știți că noi tot timpul și cu gândul și cu inima suntem alături de voi. Vă mulțumim și vă dorim un drum bun în anul care vine, anul care a început nu de mult pentru tine, să fie plin de sănătate, de prosperitate, de pace și fericire. Mulțumesc foarte mult pentru bunătatea inimii tale, pentru înțelegerea sufletească, pentru sinceritatea sentimentelor, pentru generozitatea inimii tale. Nașă scumpă, nașă dragă, te-am ales când ești dragă, ești un om de omenie, ești un sprijin pe vecie. Noi cu tine ne mândrim și din suflet te iubim, îți dorim doar sănătate, dragoste și spor în toate, să ne trăiești tu mulți ani, să ai parte de mulți bani. Familia alături să-ți fie azi, mâine și o veșnicie. Sperăm că într-o zi, cât mai curând, să ne putem întâlni la o masă rotundă, să stăm la sfat cu acea femeie care îndeplinește
rolul de a doua mamă pentru noi. Ne-ați primit ca și copii spirituali în familia voastră, iar alături de voi viața e mai frumoasă. Vă dorim din adâncul sufletului un Paște fericit la toată familia. Vă cuprindem cu drag și dor. Această surpriză vine din partea Finei, Natalia, Finu Vadim, la care se alătură și ăștia micuți, Laurențiu și Simona. Și bineînțeles, de la nașii nașilor, nașii voștri de cununie. La mulți ani, oameni frumoși, sănătoși. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Chiar că surpriză s-a primit, o surpriză adevărată. M-am pierdut totul. Uite, așa au hotărât oamenii ăștia frumoși, ca într-o zi așa minunată să lipească toate sărbătorile care s-au alipit la acest Paște frumos, pentru că de câte ori, rare ori cade Paștele, uite așa, în luna mai, și le-am unit pe toate ca să vă aducem buna dispoziție. Să le mulțumesc frumos să cheltuit pentru așa surpriză frumoasă. Și ce să le dorim? Sănătate și lor, sănătate și ne-i dor de dânșă, că cu pandemia asta tare rar exact. Ne întâlnim. Tare și greu, dar sper că într-o zi ne vom întâlni. Dacă nu ne-or face iar așa de astea, surprize. Păi dacă merită femeia asta, merită tot ce este mai frumos. Și astăzi, cum spuneam, astăzi felicităm cele mai frumoase femei, cele mai minunate și gingașe. Sufletele frumoase. Așa că din toată inima primim cele mai calde și sincere felicitări. Și ai inima, că avem azi cea mai frumoasă omageată și cea mai frumoși da, oameni. Da, inima asta, ia să scoată inima, eu la nu la mult ani. Și inima. Ești mai... Și sănătoasă, să vedem așa bucuros că trebuie. Mulțumesc frumos, nu trebuie. Unde-i cârlan, că-i cârlan. Sănătate. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc, Lucina! Mulțumim! Să fii sănătoasă, realizări frumoase alături de persoane dragi și să ne întâlnim mai des. Lui Evelina, mult succes la școală, la învățătură, să crească mare și norocoasă. Mulți, mulți ani! Noi ne bucurăm, cum se spune. Nănașii sunt nași o singură zi, dar prieteni o viață întreagă. Da, adevărat. Așa că v-ați ales oameni de omenie, oameni buni la chip și la suflet, care mereu vă vor face surprize așa plăcute. Sper că Fina a fost o surpriză plăcută. Da, eu... Uite, am parcă de mâini ceva, dar mai văzut că vă cum așa? Vă duc... Mă uit la urmele urmăriți, da? Da, da, și când câteodată mai ies cineva, ia-te-i, să aici stăți. E, da, dar unii cârlan, da, e un cârlan, nu? Da, te auguri, da. Cine să trăiască la mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani să bătuiți fericit. Mulțumim, de asemenea și lui Sângur. Nu m-am gândit niciodată ca să am și eu surpriză la mine acasă. Eu totdeauna duceam cu soțul că mai gândesc. Eu nu pot, cum, nu știu, n-aș... Emoționată. Da. Multă sănătate, bucurie, fericire, iubire, dragoste, înțelegere în familie. Și ce s-a pus în gând, se îndeplinească. La mulți ani, Ana. Și îmi doriți mie, vă doresc și vouă. Sănătate și noroc. Să tărească bine. Bine. La mulți ani, Ana. Mulțumesc frumos. Și la mulți ani și pentru prințesa care urmează, pentru Evelina frumoasă, da? Evelina, acest cadou este pentru tine. Le doresc la fini și la naș multă, multă sănătate, noroc. Să fie mereu sănătoși. Să aibă pace, sănătate, iubire în familie, stimă și tot binele din lume. Vă mulțumim la toți. Abia aștept să vă văd la o masă rotundă, să ne întâlnim cu drag la noi acasă. Ce naș, ce nașă, ce familie frumoasă, o iubire ca și-a lor. Le dorim și mirilor. Ce naș, ce naș.
așa, ce familie frumoasă, o iubire ca așa lor, le dorim și finilor.